Dragilor, bun găsit! O săptămână minunată să aveți și de aici, din platoul nostru minunat, unde aflăm tot felul de secrete. Astăzi aflăm, practic, triunghiul fericirii din punct de vedere al sănătății. Ce trebuie să facem să fim sănătoși? După câteva momente de publicitate revenim. Luați-vă un caietel și un pix, notați-vă tot ceea ce urmează, pentru că totul va fi bine dacă sunteți cu noi aici pe Prima. Revenim! Bine am revenit și bine v-am găsit. Nici nu știți ce bine ne prind nouă momentele acestea de publicitate, în care aflăm noi despre noi lucruri. Și mai ales dacă ai un coach ca cel pe care l-am eu lângă mine aici pe canapea, e un real folos și o bucurie pentru mine. Cel Stella Rogen astăzi lângă mine. Te pup, draga mea. Mulțumesc de invitație, draga mea. Și eu sunt emoționată așa lângă o femeie atât de frumoasă și cu întrebări foarte mirate. Adică în pauză să știți că mi-a pus întrebări foarte inteligente. A zis, nu vin eu la coaching la Cerasela, dar o trag de limbă. Exact. Hai să abordăm subiectul pentru care ne-am întâlnit, pentru că mi se pare foarte, foarte interesant, și anume triunghiul care se creează în momentul în care noi vrem să descoperim ce înseamnă vindecare, fericire și de unde vin toate acestea. De ce ar trebui să ne agățăm așa ca și repere și să înțelegem cum stau lucrurile? Așa, ca să plecăm cumva de la o bază, în primul rând, că vrem sau nu, toți dintre noi am fost răniți. Noi avem senzația că traume înseamnă doar, Doamne ferește, viol sau orfelinat sau bătăi. Nu este adevărat. E suficient că la 2-3 ani mama te compara cu altcineva și spunea, uite, ea nu plânge, sau el a mâncat frumos, nu s-a pătat, s-a jucat, nu s-a murdărit. Și copilul primește traume de respingere, de abandon, de umilință, de comparație. Deci nu există copil care să nu aibă niște traume și din frage de copilărie de care nici măcar nu-și mai aduce aminte. Deci, în primul rând, să pornim de la ideea că majoritatea credem că nu avem nimic. Majoritatea avem. Și din acest punct pleacă acel triunghi, că eu începând să mă judec pe mine, de ce? Pentru că părinții m-au judecat. Gândește-te de câte ori ți s-a spus, ți se spune până la 18 ani, de 25.000 de ori nu și de 5.000 de ori da. Adică e o diferență foarte mare la ce ți se interzice cu ce ți se aprobă cumva, și majoritatea dintre noi ajunge să credem că nu suntem destul de buni pentru societate. La un moment dat țineam o conferință și am întrebat cine crede că ceilalți sunt mai buni. Și au ridicat 300 de oameni mâna. Și eu m-am uitat așa în jos și am zis, dar nu mai e nimeni altcineva, mă, cine e la mai bun până la urmă? De ce? Că așa suntem crescuți să credem că ceilalți sunt mai buni decât noi, mai deștepți decât noi, mai frumoși decât noi, pentru că suntem comparați. Dacă Gigel a luat 10, tu de ce n-ai luat 10? Dacă el a putut, tu de ce n-ai putut? Ceea ce este foarte greșit. Și din aceste răni începe acest triunghi, în sensul că dacă cineva ne-a judecat acasă copii, noi ce facem? E ca și când te-a biciuit și preiei și tu biciu când ești adult, tu zici că ai scăpat de părinți. Dacă încolo ei au rămas în capul tău, mai precis în emisfera stângă a creierului, unde înregistrăm de când suntem mici, din prima zi în care suntem născuți, codificăm tot ce auzim în jur, chiar dacă nu înțelegem. Și acolo învățăm, viața e grea, nu sunt bani, trebuie să muncești din greu, nu ești bun de nimic și așa mai departe, și decodificăm lucrurile astea în jur de 10 ani și credem că sunt părerile noastre despre noi. Și preluăm când suntem mici adulți, adică gen 18, 17, 18 ani, preluăm judecata părinților, că este deja înregistrată în creierul nostru, și în loc să folosim vocea din partea dreaptă a creierului, unde este imaginația, creația, vocea sufletului, care te împuternicește și îți spune că ești unic și că ești minunat și că ai venit cu o menire pe lumea asta, tu asculți că nu știi matematică, nu ești bun, nu știi română, nu ești bun, vine de la profesor, de la părinții care ce-au primit și ei de la părinților ți-au dat, și acolo acea voce începe să te distrugă încet, încet, și tu ești obișnuit cu ea. Și începi să te judeci, nu fac ce trebuie, nu sunt bun, nu o să ajung niciodată cineva, sunt un loser, sunt un pierzant.
Și toate aceste lucruri... Da, știi ce vreau să te întreb pentru cei care acum acasă se uită și poate spun iarăși teorie, iarăși lucrurile astea. Păi, pe vremea mea, cine mai spunea mie să îmi privesc hemisfera stângă și nu dreaptă sau invers? Și uite unde am ajuns. Unde ai ajuns? Prea se alintă acum toată lumea cu coach, cu psihologi, cu specialiști. Hai să le dăm... Hai să spun eu unde s-a ajuns și unde am ajuns și eu și unde au ajuns domnii care... Hai să le spunem lucruri concrete pentru a înțelege că nu e doar o teorie și că nu ne alintăm acum, că n-avem ce face și pur și simplu lucrurile chiar așa stau și acolo unde nu se văd a fi foarte reale. Exact. Și oamenii care comentează în general, e clar că și ei judecă. Și e clar că de câte ori judecăm ceva, avem traume. Eu până la 40 de ani m-am judecat pe mine, am judecat-o pe mama, am judecat-o pe mama vitregă, nu mai îți spun. Adică... Hai să luăm, chiar asta vreau să te rog, să luăm cazul tău concret și cu ocazia asta și legăm realitatea și practica de teorie și le îmbinăm și așa vedem și cum de-ai ajuns la concluziile la care ai ajuns. Clar că de mică, fiind comparată, am avut această rană, se numește rană de umilință dintre cele patru răni, de abandon, de respingere, de trădare. Și în momentul în care ești comparat, tot timpul ești în minus. De la această rană, apoi pe la 11 ani... Oprește-te puțin. Punctează și faptul că ai rămas practic singurică la câți ani? Asta vreau să spun, dar nu m-ai lăsat. La câți ani? La 11 ani, mama mea a plecat. Și nu m-a luat cu ea, am lăsat cu tatăl meu, iar tatăl meu s-a recăsătorit și a început coșmarul unei copilării pe care nu o doresc nimănui și am rămas cumva poziționată ca victimă, gen nu mi-am dat seama că oamenii sunt răi, că oamenii nu sunt prietenoși, că nimeni nu-ți vrea binele, că nimeni nu te ajută și toate aceste lucruri m-au poziționat clar ca victimă. În care îi judecam pe ceilalți, în care simțeam că ceilalți mă judecă, simțeam că nu sunt la înălțime, că ceva îmi lipsește. Și a fost o viață foarte grea, până am făcut un switch, dar switch, adică această schimbare s-a făcut din durere, nu am făcut-o din fericire. Și la noi, în general, provocările cele mai mari pe care le blamăm ne ajută să creștem cel mai mult. Sunt oportunități, toate provocările, ca tu să te trezești și să nu mai arăți cu degetul. Cea mai drăguță chestie așa de povestit a fost că eu blamând mereu că mama a plecat, că mama vitregă nu mi-a dat să mănânc, că m-a bătut, că m-a jignit, că nimeni n-a avut grijă cu adevărat de mine. La un moment dat mi se părea că și soțul are ceva cu mine și nici el nu este atent cum aș fi vrut eu și m-am dus eu la un specialist, un psiholog, un ceva. Și am zis, uite, eu sunt perfectă, eu n-am absolut nimic, dar vreau să învăț să comunic cu persoanele care nu știu să comunice. Adică arătând cu degetul în capul meu spre soț. Ce să vedeți, am descoperit că eram perfectă, în sensul victima perfectă, că mă lamentam, că mă victimizam. N-am lucrat deloc pe relația mea de comunicare, am lucrat cu mine și m-am trezit în aceeași viață, cu aceleași probleme, cu aceeași copii mici, cu probleme atunci de bani aveam, cu același soț, dar eu am început să fiu fericită și am zis, mă, ori mi-a spălat creierii, orice s-a întâmplat, ori m-am dus cu capul, adică că lucrurile sunt la fel, dar nu mai simt la fel de victimă. Și atunci, de unde am crezut eu că sunt perfect, eram victima perfectă, ieșind din poziția de victimă, simțindu-mă bine în pielea mea, indiferent ce era în jurul meu, nu eram dusă cu capul, ce să vezi, am început să mă vindec, am început să înțeleg altfel lucrurile. Clar, n-am mai rezonat schimbând lucrurile, s-au întâmplat și am și divorțat, dar nu era el de vină, cum spunem noi, ce-mi face, ce-mi dă, ce până atunci întotdeauna eram convinsă că e cineva de vină pentru nefericirea mea. Și în momentul când mi-am asumat că eu creez realitatea, că eu dau semnificație la ceea ce văd și n-am arătat cu degetul către nimeni, ci am lucrat cu mine, s-a transformat cu totul viața mea, cariera mea s-a schimbat cu totul, că am devenit coach. Am zis, e prea frumos, vreau să dau mai departe. Nu am căutat această carieră, a venit peste mine. Dar lucrurile cele mai grele, ca să vorbim de acest triunghi, că vreau să înțelegeți cel mai bine și voi de acasă ce înseamnă acest triunghi, este că rămâi cumva cu o judecată de sine.
simți că nu ești ok în pielea ta, pentru că ai fost arătat cu degetul, pentru că poate ai fost bătut. Mie mi s-a întâmplat și acest lucru. Chiar mama vitregă mi-a dat hainele cu acid și când le puneam pe mine se destrămau. Și clar aveam senzația că tot universul conspiră împotriva mea și nu o să fiu bine niciodată. Și cumva lucrurile s-au rezolvat după foarte mulți ani, când am înțeles să nu mai plâng, să nu mai judec, să nu-i mai judec pe ceilalți pentru că au primit acele programe de la părinților. Și dacă părinții tăi nu te învață japoneza, însemnând iubirea, să zicem, da? Tu nu poți să vorbești japoneza. Dacă nu te învață să ai grijă de tine emoțional, nu ai cum să ai grijă de tine emoțional și ai senzația că ceilalți sunt responsabili de fericirea ta. Dar vine un lucru și mai grav, și anume în momentul în care nu ești bine cu tine și te judeci, îi judeci și pe ceilalți. Îi vezi oameni răi, îi vezi oameni. Ei de fapt sunt doar nefericiți și îi atragi la tu lor. Exact. Și atragi tu în energia ta că tu nu te-ai vindecat și nu ai cum să atragi, ca și când, nu știu, vorbești pe o anumită frecvență a poliției, să zicem. Nu te aude că polițiștii și tu ai vrea să te audă piloții de avion. Dar tu nu vorbești pe frecvența aia și atunci tu n-ai cum să atragi situații. Și cum rezolvăm noi cel mai simplu? Plecăm din relația respectivă, plecăm din jobul respectiv, schimbăm țara. Și aș vrea să-ți dau un exemplu. Dacă aș avea un copil mic care îl duc în clasa 1 și nu l-am crescut așa sigur de el și e timid și fricos, clar poziționat ca victimă cum am fost eu până la 40 de ani. El va atrage... Să ne oprim puțin aici. Crezi că copilul e cu caracteristicile acestea tocmai pentru că tu, ca și părinte, ai fost așa sau ești așa? Poate fi din punctul ăsta de vedere, sau la fel de praf emoțional este și agresorul și poate avea un părinte agresor. Adică poate avea un părinte victimă sau un părinte agresor care oricum l-ar crește, cumva poate să devină ori agresor, ori victimă. De-aia rezonează unul cu celălalt. Uh-huh. Dar să ne imaginăm că copilul este victimă, este frică, e lipit cumva de pereți. Știți, copilașii aceia mai slăbuți, și el nu o să atragă un copil de genul lui, dar o să atragă agresorul în clasă. Și noi toți credem că în momentul în care scăpăm de agresor, da, de situații dificile, că n-avem bani sau nu știu ce tot aia este, atunci o să fie fericiți. Dar degeaba dăm agresor afară din clasă. Dacă copilul este la fel de timid, la fel de nesigur, și dacă îl ducem în Elveția, și dacă îl ducem în altă clasă, va atrage aceleași situații și aceleași comportament neplăcut de la ceilalți. Bullying, cum se spune în engleză, agresiuni. Dar dacă lăsăm bullying-ul în clasă, adică acel copil agresor, răutăcios în clasă, nu schimbăm, dar schimbăm copilul și vine mătușa Cerasela, lucrează cu el și spune că așa slăbuț, așa cum e el, indiferent cum a fost crescut, e o valoare. Să creadă în el că va face diferență în lumea asta, că așa cum e, el este unic în ADN-ul lui și să aibă încredere că totul va fi bine. Și să zicem că încet, încet, copilul nu mai plânge, nu se mai dăvălește, nu mai e frică de agresorul din clasă. Agresorul nu mai este hrănit. În momentul ăla, adică ce vreau eu să spun cu alte cuvinte, noi avem nevoie de schimbare, noi avem nevoie să avem încredere în noi, noi avem nevoie să nu ne mai judecăm. Asta este secretul fericirii. Când înveți să nu te mai judeci, te duci în acel triunghi minunat și nu-i mai judeci pe ceilalți, că nu mai ai judecată, nu mai ai de unde, dar nici ceilalți nu te mai judecă. Tu te superi că ei te judecă, dar te judecă pentru că tu te judeci. Este un cerc vicios. Ce faci tu cu tine, fac ceilalți cu tine și faci și tu cu ceilalți. Adică automat nu poți să-ți propui consecința nu-i mai judec pe ceilalți, că e o consecință, o creangă a unui pom, e un fruct. Poți doar să pui altă sămânță, să nu te mai judeci pe tine și atunci automat vei fi un om tolerant. Dacă tu ești tolerant cu tine, ești tolerant cu ceilalți. Dar și ceilalți vor fi toleranți cu tine. Dar tu nu ești și atragi agresiune emoționale, judecată, și consideri din ce în ce mai rău că ești victimă și consideri din ce în ce mai mult că oamenii sunt răi și trăiești o viață extrem de grea. Hai să le dăm câteva trucuri. Cu ce ar trebui să înceapă acasă? Cu ce ar trebui să începem? Primul pas. Ce ar trebui să facem? Primul pas okay, este conștientizarea. Am înțeles că mă simt agresată pentru că eu judec. Mă judec, exact. Da? Mă judec pe mine, judec pe ceilalți, sunt judecată și eu. Ok, dar care e primul pas? Ce ar trebui să fac să încep schimbarea? Primul pas este ce spunea și Warren Buffett.
care este un multimiliardar, să zic așa, dacă nu știi să-ți controlezi gândul, nu-ți vei controla nimic în viața ta, inclusiv banii, inclusiv relațiile, inclusiv atitudinea. Și atunci, este important să ne controlăm gândurile, avem doar 5% pe zi posibilitatea, pentru că restul de 95% rulăm vechile programe, este subconștientul, că vrem sau nu, nu avem mai mult de 5% pe zi în care să facem pași mici de bebeluși, dar care fac transformări enorme, și anume să încep să-mi controlez gândul. Ce înseamnă? O simplă întrebare practică de exercițiu. Când eu gândesc, de exemplu, ce cald de afară, mă împuternicește sau mă ofilește? E clar că mă ofilește. Schimb gândul. E cald, e vară, e frumos, mă bronzez, o să fie bine, mă duc la piscină. Sau orice gând care te împuternicește, îmi pun rochița aia frumoasă de mătasă naturală. Sau te gândești, eu de exemplu, că tot vrea exemple personale, Oana, sunt plinuță, dacă mă duc în direct la Oana și spun lucruri care nu trebuiau spuse sau mai știu ce. Dar în loc să gândesc lucrul ăsta care m-ar ofili, spun, sunt carismatică, am informații extraordinare, dar ce fac? Vin și schimb gândul. Nu spun să trăiți așa este minții mele din partea stângă unde nu-i vocea mea și am auzit de la alții că n-aș fi bine, ci vin cu gândul meu, cu CD-ul meu, să zic așa, și pun muzica pe care eu o vreau. Mintea ta este un instrument. E, 5% pe zi. Dacă reușești să schimbi, uite, fii atent pentru început, 3 gânduri care te ofilesc pe zi și care sunt repetitive, tu nu-ți dai seama, dar 90% din gânduri le avem de când suntem mici și doar ne raportăm la situații diferite. Dar rulăm aceleași gânduri ca un CD scâriat. Nu sunt gândurile noastre, noi trebuie să le construim ca un copil. El, copilul, vrea ciocolată înghețată, dulciuri, dar tu îi dai broccoli, îi dai ciorbiță, pentru că nu poți să-i dai doar ce vrea. Așa este și mintea, se numește neocortex, adică ceva nou, e un copilaș. El ar vrea să spună numai prostii despre tine, că așa a înregistrat. Dar tu vii și pui ceea ce vrei tu. Un alt exemplu aș putea spune, toată viața îmi spuneam, ăla e de vină, uite la ce urât se poartă, vai, ăla e needucat, Doamne, ferește să întâlnesc așa ceva. Eh, în momentul ăsta spun, este un om nefericit, care a primit niște programe pe care nu și le-a dorit și deja când spui un om nefericit în loc de om rău, nu mai rămân cu resentimente. Nu mai privesc oamenii din același punct de vedere și nu mai au nimic personal. Că el stă cu o travă aia ca aia a primit. Că dacă... Știi ce vreau să te întreb? Pentru că avem foarte puțin timp. Deja? Tu la rândul tău, de data aceasta, la rândul tău ai început să aplici lucrurile astea pentru copiii tăi? Da, m-am dus. Și cum funcționează? Pentru că întotdeauna specialistul părinte... Are câteva dificultăți, cred, în... Mari, nu câteva, nu? Pentru că copiii mei spuneau, mama, ești acasă, ești mamă, nu ești coach, hai, lasă-ne. Dar eu așa funcționez, adică eu nu e o meserie de aia care o faci la servici acasă, ți-ai făcut mintea, ți-ai sucit-o. Sunt la fel și acasă, doar că copiii mei cumva nu primesc absolut tot de la mine, dar aș recomanda din suflet, eu nu fac, dar sunt o grămadă de specialiști care fac cursuri de parenting. Eu când m-am dus la un curs de parenting, am crezut că la fel sunt mama perfectă. Ce să vedeți, nu făceam nimic cum trebuie și am învățat să fac altfel lucrurile și mai ales să dau încredere. Totul pleacă de la avea încredere că așa cum ești tu, în unicitatea ta, dacă începi să schimbi 3 gânduri pe zi și mai faci un lucru bonus, nu te mai compari cu nimeni în viața ta, ci doar cu tine, unde ai fost, unde ești și unde vrei să ajungi, vei ajunge departe. Mulțumesc mult de tot! Și pentru că știu că mergi departe în vacanță, am să te rog să le iei cu tine ardes.ro și să ai pielea la fel de frumoasă, de bronzată și de fresh ca și acum. Ce cu mare surpriză, drag. Mulțumesc din cu mare suflet. Drag. Mulțumesc tare mult. Ne revedem cu informații cu siguranță în curând cu Cerasela noastră. Un scurt moment de publicitate și rămâneți cu noi aici pe Prima TV.